Suntem în același Debrecen, în centrul orașului. E cam nasoală vremea, dar nu, e toamnă. Chiar și la Ungur e toamnă. Nu știu dacă se aude, dar pe undeva cântă cineva la un fluier sau ceva de genul ăsta. Rog pe om să remarcați reprezentantele poporului maghiar. Asta este o biserică. Iar pe aici sunt reprezentantele poporului maghiar. E foarte mișto aici. Cred că acolo se cântă. Se întâmplă ceva. Băi, e curat. Asta e faza cea mai tare, că e curat. Oare ungurii din Debrecen sărbătoresc toamna orădeană? Aici se pare că densitatea de unguraice e puțin mai mare, dar avem și reprezentanța generațiilor anterioare. Pe acolo un domn zice ceva, dar nu înțelegem. Több ezer ember jött ide ki a térre, mert olyan valami történt, ami kihozta az embereket a térre. Ma sem szerveztünk tulajdonképpen semmit, mert én magam is kíváncsi voltam, hogy egyszerűen csak úgy spontán, vajon kiket hoz el az érzés, az a gondolat, hogy ide kell most jönni ma este, és nincs előre megírt program, mi azt tesszük olyanná a ma estét, amilyennél tudjuk tenni, amilyen szépé tudjuk tenni. A lényeg az, hogy emlékezzünk a 3 évvel ezelőtti történésekre, illetve a közben eltelt időre. Tehát most egy Petőfi verset hallgasson. Na, s-a oprit domnul, să vedem ce se întâmplă. Nu cred că se întâmplă nimic. A, se pune muzică de pe calculator? Interesant. Oh, mergem mai departe. Magyar. Milf. Egy kis világ maga. Oh, se recita. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelé. Se recita, de a... amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjai is. No, é frumos. És rónasága, mintha a föld végén.